Eu mă numesc Dan Brașoveanu, lucrez pe partea asta de online de prin 2007-2008. Am trecut prin foarte multe schimbări de carieră, am făcut și SEO la un moment dat, vreo 2 ani. Chiar am început cariera mea de SEOist aici, la lumea SEO PPC. Aici am învățat destul de multe chestii. Am fost cam pe la prima ediție, prin 2009 sau 2008, nu mai știu exact, Olivia. Când ați 2010. Început. 2010? Da. Am greșit eu. Așa, momentan mă ocup cu performance media, adică orice canal care generează vânzări. Și optimizez fiecare canal astfel încât să genereze un return on investment pozitiv. Momentan sunt la Ubisoft, mă ocup cu partea de performance media pe canale ca și Google, Facebook, Bing, dar și cu landing page optimization și conversion rate optimization pentru diferite jocuri de la Ubisoft. Dacă nu știați Ubisoft, asta face, produce jocuri. Înainte am ocupat o poziție de Global Pay-Per-Click Manager la Bitdefender, unde făceam pretty much the same stuff, dar oricum nu la nivelul care fac momentan la Ubisoft, țin cont că trebuie să mai integrez și alte sisteme. Așa, ca să mergem mai departe, prezentarea din seara asta o să trateze mai mult, nu particularități, niște recomandări unde ai putea să lansezi în cealaltă țări decât în România. Și prezentarea mult era gândită pentru un produs software sau pentru un produs ceva gen software as a service. Și în ce țări ai putea să scoți un return on investment destul de bun. Și fie normal și o să discutăm și particularitățile acelor țări. Ca să începem, apropo, prezentarea e făcută în Prezi. Dacă știți programul, nu știți, e foarte mișto, îl folosesc de foarte mult timp. Arată mai bine decât PowerPoint. Ok, revenind, azi am verificat, mă uitam și eu de curiozitate, să vedem cât mai e populația lumii. E un site foarte mișto, worldstats.com, care îți afișează real-time cum crește populația. Mă uitam la 7.300.000, am trecut la 7 milioane. Ce mi s-a părut interesant, global internet users s-au dus la 3 miliarde. Anul trecut, dacă nu mi-aduc eu, bine în minte, pe la început erau cam 2.200.000. Fac crescut binișor. Scopul acestor cifre e să dai seama, ok, să mai sunt și alții în afară de români. Adică poți să te extinzi și în afara țării și mai sunt și alte țări unde poți să faci diverse chestii, să scoți un ban. Mergăm mai departe. Rețeta, ca să zicem așa, simplificată, cum să scalezi un business la nivel internațional și să obții un serviciu la nivel internațional și să vinzi în mai multe țări. Normal, mai întâi trebuie market research și ceva insight-uri legate de produsul tău în piața respectivă, dacă e folosit, nu e folosit, e loc pentru el și așa mai departe. Produsul, cel mai foarte important. Partea de pricing la produs, aici se poate discuta foarte mult. Normal, îți trebuie și partea de creative, de localizarea creativelor, pentru că nu toată lumea vorbește engleză. Ulterior, trebuie să găsești o rețea de distribuție, depinde, în alte țări, poți, de exemplu, să distribui, să lucrezi cu cineva de acolo. Dacă nu, trebuie să găsești o platformă unde poți să distribui produsul respectiv. Nu să-l distribui fizic, ci pur și simplu să-ți atragi clienții către produsul tău. Ulterior, îți faci, după ce ai toate datele astea așa frumos, împachetezi și îți faci un plan de atac. Ăsta se numește go-to-market, apare pe la fiecare companie mai mare, când vrea să lansezi în altă țară, apare expresia asta foarte des. De asta și prezentarea se numește go-to-market. Iar în final, după ce ai setat totul, să zicem că merge, începi partea de optimizare și tracking. Partea de optimizare la dimensiunea asta înseamnă că trebuie să găsești canale noi și să le să umbli un pic la cele existente și să încerci să generezi cât mai mult pe canalele respective. Ca să faci la ora actuală, pentru un program foarte mare ce obțin pe online, ca să faci tracking trebuie să scoți niște bani serioși. Ca să ai un tracking de calitate. Dar oricum, aici e altă discuție, dacă vreți puteți să mă întrebați după aia și vă explic. Mergăm mai departe, trecem la țările cele mai interesante. Numai North America e o meca pentru orice produs, acolo vrea să lanseze toată lumea, e super mișto. North America fiind întotdeauna includ, nu numai statele, uite mai e și Canada.
și în Canada și acolo se pot face ceva chestii interesante și chiar sunt clienți de calitate pentru că au un venit foarte mare. Mergând mai departe, la digital channels, asta, auzit cineva de ComScore? Da. Ok. Eu la ComScore mă uit cam fiecare lună și vedem ce se mai întâmplă, ce site-uri au mai crescut, care e volumul de căutări pentru site-urile mai cunoscute din state. Aici este agregat, avem pe 2014, dacă nu mă înșel, cea mai actuală dată din septembrie 2014, publicată pe ComScore, și ăsta ar fi cam topul proprietăților din state. În primul loc e Google, Yahoo, Facebook, nu știu dacă e și AOL. AOL e un motor de căutare și mai are și o rețea de publishing, Microsoft Sites, Amazon Sites. Oricum, o să discutăm doar pe cele mai interesante și care poți să faci niște chestii mișto pe partea de performance marketing. Normal, pe rețeaua Google ai la dispoziție AdWords, ai la dispoziție DoubleClick, dacă ai niște bugeturi mai sănătoase. La Yahoo, pe partea de search, poți să-l accesezi prin Bing, prin The Bing and Yahoo Search Network. Facebook-ul, știe deja toată lumea de Facebook Ads și pletora de targetări, segmentări pe care ți le oferă și acum rapoarte, customizări. Așa, AOL-ul e, acum vorbești direct cu ei, Big Black Box. Microsoft Sites, poți să accesezi pe partea de paid media și așa self-served. E mai mult Bing Ads și au și un fel de display, dar numai că e un pic, retarded, că nu prea poți să targetezi nimica prin display-ul respectiv, trebuie să vorbești cu 1000 de oameni până setează campania, e foarte complicat. Restul, și de acolo poți să tragi ceva trafic, dar astea sunt cele mai importante și cele mai folosite. Nu o să intru în detalii, normal că mai sunt pe acolo câteva rețele, rețele de publishing și, mă rog, mai e și Amazon-ul care... Să vedem dacă merge... Așa. Merge. Mai e și Amazon-ul pe partea asta. Acum, în state, se întâmplă o chestie foarte interesantă. Google a început să scadă un pic în căutări. Mă rog, asta din simplu fac că s-a făcut modificarea pe Firefox, default search engine, nu mai e Google, au băgat Yahoo. Dar asta se schimbă în timp. Dar e interesant că Amazon-ul a început să strângă din ce în ce mai multe căutări pe partea de produse și Google pierde pe partea asta. Pentru că userul în state, fiind obișnuit cu Amazon, el n-a, știe că de acolo se duce, acolo caută, acolo cumpără. Și e o scădere și pe partea asta la Google. Interesant, e de urmărit, e un trend. Mergând mai departe și să vedem ce se întâmplă partea de social media, că și acolo să scot vânzări și oricum poți să generezi o groază de trafic din partea aia, cam ăsta ar fi topul. Mă rog, trebuie să mai apară cel mai adaptat din ianuarie 2014, acum. Ideea e că aici trebuie să mai apară încă o rețea socială, Reddit. E ceva de Reddit? Perfect. Ok, vedem Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Yahoo Answers e interesant, dar nu prea ce să scoți din el. Pe Pinterest, care vine, nu vine puternic, dar e de folosit în anumite campanii. Și normal la sfârșit Tagged, care sincer, nu știu ce, nu mai știu exact ce e, cred că știam anul trecut, dar nu mai știu. Așa, revenim. Pe toate canalele astea, cele care oferă niște opțiuni cât de cât ok pe partea de performance media sunt Facebook, YouTube și Twitter, de la o vreme. Twitter, ce mai performant pe Twitter sunt așa numitele tailored ads. De exemplu, ieri targeting dai pe Twitter. La fel și pe YouTube, au început deja să dezvolte platforma. Cel mai nou feature, ca să vă zic, care eu aș vrea să-l testez, sunt niște, probabil o să-l vedeți, apar niște survey-uri când vezi un clip de la un anumit brand și își încearcă să-și dea seama de recall-ul, adică când ai aflat prima oară de brandul respectiv, ai aflat din clip, ai cumpărat la brand respectiv, te-ai interesat, e ok, e un feature interesant. E un fel de companion app pentru
un companion feature pentru clipurile pe YouTube. Ca să vă zic experiența proprie și personală, pe Facebook se pot genera niște vânzări foarte frumoase, foarte frumoase în state. YouTube, branding, deci branding all the way, foarte greu să generezi conversii. Depinde foarte mult și de nișă și de clip, dar pentru chestii mai generice e mai foarte complicat. Și Twitter merge bine pe mobile app installs. E super, e genial. Întrebări? Oh, ok, mergem mai departe. Să-i dăm. Altă țară interesantă, care e unul dintre cei mici, unul care face parte din BRIC, din grupul țărilor BRIC, Brazilia, Rusia, India și China. De ce e interesantă Brazilia? Păi, din cauza populației, nu se vede aici, dar are o populație de 200 de milioane de locuitori. Acum un an avea 180, deci crește cam cu 20 de milioane pe an, populația României. Dar ce e mai interesant pe partea asta e, dacă e să vă uitați aici, că sunt 100 de milioane pe net. Și altă chestie mai interesantă, asta e... Asta e un top din Alexa cu site-urile, mă rog, apare tot Google, Facebook și YouTube. Dar asta e dintr-un studiu care l-am avut, l-am primit eu de la un tip din Brazilia care lucram. Și arată ceva în genul ăsta. Ăștia sunt utilizatori pe Facebook. 72 de milioane. Asta era cu una jumate sau doi. Probabil că acum am ajuns pe la 90 de milioane, 95, oricum. Ce putere de cumpărare au? Au. Deci au... ceva gen ca un pic mai bună ca în România. Dar ideea e că ei au moneda națională realș și realșul e foarte slab comparativ cu... Și oricum, orice chestie de pricing care vrei să o faci pe Brazilia, trebuie să o gândești destul de bine, că nu poți simte cu prețul din state sau nu știu, și chiar cu prețul din Europa. Pentru că nu o să accepte. Mă rog, e cam spiritul românesc acolo. Așa. Ăsta ar fi cel mai accesibil pe Facebook. Pe Facebook am făcut niște campanii foarte interesante. Normal, nu singur, cu cineva care m-a ajutat de acolo să traduc. Că în Brazilia ei vorbesc portugheză, dar e portugheză corcită. Nu e portugheză, adică nu-i faci un portughez de aici pentru Brazilia. Așa, asta ar fi în America de Sud și cel puțin în Americi. Mergând mai departe. Uite că am făcut și zoom. Am uitat. În Africa avem Africa de Sud. Și ce e interesant? Stai să văd dacă am dat mai departe. Ideea e că în Africa topul se păstrează cam, în principal cam în aceeași, cam în fiecare țară, topul se păstrează. Cu câteva excepții ca și China și sau Rusia. În Africa de Sud, ideea e că aici trebuia să fie... Opa! Aici trebuia să fie updatat. Momentan sunt în jur de 48 de milioane de locuitori. Când m-am uitat eu acum un an, erau aproape 7-8 milioane de oameni pe internet din Africa de Sud, acum sunt 20 de milioane. Ideea e că și ei au o putere de cumpărare destul de bună. De fapt, țara din Africa are cel mai mare PIB și PIB per locuitor și de acolo se pot scoate tot niște bani interesanți. Depinde de servicii. Aici n-am încercat foarte mult, dar am făcut așa niște descoperiri șocante că pur și simplu cumpărau din Africa de Sud. Și aici are să mai scalăm un pic, să mai creștem campaniile. Nu prea să găsesc date despre cât sunt pe Facebook și cât se pot targeta. Mă rog, în afară din Facebook Ads, dar așa mai exact și up-to-date, nu prea sunt statistici. Și mergând mai departe, mergem la frații noștri ruși. Ideea e că, mă rog, ei aveau bani, dar încă mai au, nu e o problemă. S-a dus rubla în cap, dar nu contează. Încă funcționează. Aici o să vă prezint câteva statistici, când am negociat cu cineva de la Yandex și mi-a trimis chestiile astea. Cam asta e populația de utilizatori de net în Rusia.
Dar problema e că piața e foarte atipică de, de piața din Europa, de fapt. Prin simplu fapt că folosesc chirilică și limba este extrem de grea și serviciile sunt, sunt foarte, cum să zic, anapoda. Adică, parcă sunt făcute pentru altcineva, adică pentru ruși, probabil. Ei fac totul invers. Mergând mai departe, cam astea sunt, nu mai știu, în 2010 parcă, cam astea sunt top site-urile din, din Rusia. Recunoaște cineva ceva de aici? Cine? Da, perfect. Știi ce e ăla? Clonă de Facebook. Exact, clonă de Facebook. Așa. Și mai sunt, mă rog, asta, am și acum, Gazprom Media. Interesant. Și nu știu, milioane. Merge bine. Facebook-ul ce bine o duce. Cred că a rămas tot pe aici, sau a crescut foarte puțin. Mergăm mai departe. Cam care e treaba cu social networking-ul în, în Rusia? Asta e lumea, asta e Rusia. Nicio treabă. Ai nicio treabă. Uite, Windows Live Profile, asta e destul de vechi, nu mai e updata. Asta e Odonov Klasniki. Știi care va ce aia? Nu? Colegii mei. Deci e colegii mei. Pur și simplu un catalog foarte mare cu oameni care s-au înscris în clasele din liceu. Și cauți pe acolo. Da, foarte ciudat. Am văzut câțiva ruși care chiar foloseau chestia asta. Am fost șocat. Oricum. Așa. Ăsta, privet.ru, e un fel de... un portal generalist. Whatever. Mergem mai departe. Normal. Revenim la prietenul nostru, Yandex, în Rusia. Asta am zis că este mai vechi, în 2010, când nu prea mai țin legătura cu tipul de la Yandex. Dar așa stătea situația atunci. Vreau că acum e la fel, sau poate e 64% sau e 70%, că e Google, e american. Cam asta era, adică nu aveai ce să faci. Din propria experiență pe Yandex, a încercat cineva să facă campanii de pay-per-click, performance media, păi e foarte frumos. Deci una la mână, ai, ai nevoie de două chestii. Trei chestii, de fapt. Prima chestie, banii. A doua chestie, ok, să știi rusă. Și a treia chestie, să ai toate materialele, tot site-ul, în rusă. Deci nu poți să faci în engleză nimic. Să fii totul, totul în rusă. Dar nu ți le dă jos rapid, ți le dezaprobă. Au și Yandex, nu știu cum se numea, Yandex Ads, whatever. Au și o rețea de display, dar tot așa, e totul peste mână, Deci, îmi pare rău că n-am putut să pun niște screenshot-uri din interfața lor. Acum au tradus în engleză și încearcă să dezvolte cât mai mult. Apropo, dacă nu știați, Yandex mai este folosit în proporții foarte mari în Kazakhstan și în turci, și la turci, în Turcia. Cam 40% sau 60%, nu mai știu exact. Iar mergând mai la sud, un pic mai cald, avem elvețienii din sud, Australia. Și aici sunt niște chestii mai interesante, așa, mai atipice. În afară de faptul că oamenii ăștia au foarte mulți bani. Aici aveam cel mai mare average order value. Adică în state era $50, aici era 120, 180, depinde cum vindeai și ce făceai, ce ziceai. Ăsta a fost maxim. Da, au fost și alte. Depindea de verticală. Și mergând un pic să studiem așa piața, 94% din australieni au net. Opa! Asta e bine. Asta e bine. Au bani și au și net. Ei sunt cam 20 de milioane, care 10 milioane îi găsești pe Facebook, ceea ce e perfect. Ce e interesant, ca să mergi un pic mai departe, asta este cam câți bani bagă ei în jocuri. Asta e din 2012, dacă nu mă înșel, dar 2012, probabil că acum s-a mai shiftat un pic pe mobile. Da, aici piața e un miliard jumate, numai pe jocuri. Și în populația activă, 10 milioane se joacă. Le place, probabil. E aceeași chestie ca în Germania. Și în Germania e tot așa, e populația, cam 20-30% din populație se joacă activ. Se joacă activ și bagă și bani. Da, normal. Și face bani. Nu înțeleg. Au puterea de cumpărare destul de mare. Păi da, ideea că au venit-o, dar nu înseamnă că fac bani în jocuri. Adică, mă rog, depinde, dacă joacă poker, da. Fac bani sau casino online.
Oricum, chestii interesante din Australia, să-mi aduc aminte, am lucrat, m-am dat cu cineva, o florărie, și pot să-i zic efectiv că nu aveam cum să optimizez costul pe conversii. Nu se putea, adică era, eu i-am intrat în cont și am văzut că era acolo $30-$40 costul pe conversie, pe florărie, în Melbourne. Și am zis, păi da, dar de ce e așa de mare? A zis, e ok, că vine și comandă de $1,500 flori. Ceea ce, da, am înțeles, dar nu prea aveai cum, chiar costul pe click era vreo $5-$6 pe click. Erau foarte multe florării. Cam asta ar fi așa un exemplu, dar până pe chestia asta să ajung la prețurile astea, pe altele, probabil că sunt și mult, mult mai mari. Așa. Păi cam, acum să ducem în România, cam asta ar fi. Sper că v-ați făcut o idee, sper că ați înțeles că în fiecare așa particularitățile fiecărei țări. Dacă aveți întrebări, puteți să-mi ziceți acum sau beam o bere după aia. Nu vrea fiecare. Mulțumesc! Văd că n-am vorbit nimeni până acum de buget. Și m-am interesat să știu care ar fi un buget minim, mediu, pentru o campanie internațională. Normal depinde de la caz la caz. Dacă vrei să te duci în state, probabil că și depinde și de perioadă, normal. Dacă vrei să te duci în state, nu știu, ți-aș recomanda să te duci fără vreo câteva... Vreau să zic 10.000, dar hai, merge până în 10.000, 8.000, 9.000 de euro, doar în state. Dacă vrei o campanie așa în mai multe țări, trebuie să te gândești la bugete de 10.000. Dar totdeauna depinde de nișă și depinde de volumul de trafic. Pe lună, poftim? Da. A, nu, păi nu pe an. Că nu prea... nu prea e ce să faci pe an. Adică, mai bine faci, nu știu, mai bine îți cumperi o ladă de bere decât să bagi bani așa. Sau îți cumperi lăzi de bere. Cam pe acolo ar fi, dar depinde întotdeauna de nișă, ce livrești, depinde și de volumul de trafic. Dacă e ceva gen consumești commodity, de exemplu, securitatea, antivirusul în general, a devenit un commodity, pentru că îl găsești peste tot, poți să-l cumperi. Acolo ai nevoie de bugete mari și foarte mare competiția. Dar pe ceva gen, nu știu, nu vine acum un exemplu în minte, dar consultanță sau un serviciu, poți să-i dai un ranking la site, de exemplu. Dai un ranking la site și cer $5. Asta, probabil că o să ai un return, ai și o rată de conversii mai mare și poți să ai și un return mai mare, dar trebuie să bagi și bani ca să dai seama dacă lumea chiar vrea să folosească așa ceva. Oricum, e un testing period. Testing period ăsta durează cam vreo o lună jumate, în care ești dispus să bagi bani, dar după aceea merge bine. Mai sunt alte întrebări? Alte întrebări? Nu? Asta e? Asta e, mulțumim, da? Plăcere. Vă mulțumim și vouă pentru participare. Înainte să plecăm, aș vrea să mulțumim sponsorilor MRedy, Vinescu.ro, Web Digital și partenerilor iThreeAds, Comunicate de Presă, Orașul Meu, Impact Hub, Traffic.ro, Gânduire.ro, Agile Media, 2 Parale, Newsman, Conversion și Profit Share. Mulțumim și vă mai așteptăm.